În noaptea dintre ani, aproximativ 400 de persoane din Megidi au participat la Revelionul pensionarilor. Petrecerea a avut loc la sala sporturilor din complexul sportiv Iftimiei Lisei din municipiu. Și în acest an, autoritățile locale din Megidia s-au gândit să aducă o bucurie persoanelor de vârsta a treia și să le ofere o petrecere de neuitat în noaptea dintre ani. Meniul a fost unul pe măsura așteptărilor, iar din program nu au lipsit muzica și surprizele. La miezul nopții, seniorii au ieșit afară pentru a ciocni un pahar de șampanie și pentru a urmări focul de artificii. Unii chiar au înălțat și lampioane. Sănătate multă! Să trăiți la mulți ani! Loc sănătate, domnul! Loc sănătate! La mulți ani să trăiți! La mulți ani! Directorul Casei de Cultură Ine Roman a ținut să ureze tuturor megidienilor un an cât mai bun plin de fericire. Doresc tuturor megidienilor, tuturor românilor un călduros la mulți ani. Ne bucurăm că noaptea dintre ani ne-a găsit împreună aici la sala sporturilor. Eu în calitate de organizator, dar în același timp cu sufletul aici, ca toți acești oameni, câteva sute, se simtă bine în noul an. Profesor, la mulți ani și tot ce e mai bun. Din suflet, un an nou fericit și multă sănătate. Toți seniorii prezenți la petrecerea de Revelion își doresc multă sănătate și tot binele din lume pentru ei și familiile lor. Un an nou mai bun să ne aștepte cu drag, cu bucurii și multă sănătate de care avem nevoie. Odată cu venirea anului 2016, le urez tuturor medicienilor la mulți ani, multă sănătate, mai bun să-i înconjoare și să fie pace. Tuturor oamenilor din Megidia le doresc un an nou fericit, multă sănătate și plinirea tuturor dorințelor. Pentru noul an doresc tuturor în primul rând multă sănătate, să dea Dumnezeu să fie un an mai bun și promisiunile făcute de cei din guvern să se respecte și să se gândească și la noi pensionarii, așa după cum au promis. În schimb, totuși, dacă s-a pornit din anul trecut spre sfârșit la o nouă schimbare, sperăm ca schimbarea asta să fie radicală și să meargă totul mai bine. Tuturor telespectatorilor le urez mulți ani sănătate și să fie voioși așa cum suntem noi. Să nu se lase niciodată bătuți, indiferent de vârstă. Ne dorim multă sănătate și să păstreze tradiția de la Megidia. Îmi pare rău că nu a zis muzica ceva de dans pătaru. Asta e muzica orașului Megidia. Îmi pare foarte rău. La Megidia, Revelionul pensionarilor a devenit o tradiție. Doar acum 2 ani primăria nu a avut suficienți bani pentru organizarea acestui eveniment. Astfel, seniorii se declară mulțumiți că în acest an administrația locală s-a gândit din nou la ei.